complexul Diham, 9 și 10, minus 10 grade. Mamă, minus 10 grade, ia uite ce frumos ninge. Mergem la Malaiesti azi și ne și întoarcem. Am început deja urcarea spre cabana Diham. Frigul ăsta, deja mă simt obosit. Aici mergem și noi, pe triunghi albastru. Echipament albastru, triunghi albastru. Începe deja să bată vântul. De zăpada din copaci. Multă lumea pe traseu. Da. Șaua baiului. E mare bai, că bate vântul tare. Singurul traseu de iarnă spre Malaiesti. A căzut puțin. Doar puțin. Golire. Ne mai și distrăm. Zici că sunt nisipuri mișcătoare. Dar suntem bine pe traseu. Echipamentul bun contează. Nu ne-am mutat deloc.
peisaj de poveste. Și un vânt ca în filmele de groază. Ajungem la cabana Diham după vreo oră și 40. Ce purcedem? Când te gândești, drumul ăsta trebuie să-l și urcăm. Ha, 2 ore jumate, să vedem. Încă nu. Ui! E și puțină gheață sub zăpada asta proaspătă. După coborârea asta de la cabana Diham, avem numai de urcat până la Malaiesti. E foarte frumos. Ascultăm puțin liniștea pădurii. Cred că e un moment bun să medităm puțin.
Suntem pe ultima sută de metri. Sau mă rog, pe ultimii metri. Și la Cabana Malaiesti, după vreo 4 ore și jumătate de mers, nu? Da. La complexul Diham și Cabana Malaiesti. Nu am aflat câte grade sunt aici. Probabil minus 12. Uite și un urs. Ne întoarcem pe același drum. Mai avem aproape 45 de minute până la complexul Diham. Dacă ne-a prins noaptea sau noi am prins noaptea, că noi voiam să mergem ultima oră prin pădure la frontală. Bine, și sincer vorbind, cu ochiul liber se poate merge și fără lumină. Dar cam asta a fost pe ziua de astăzi. După cele 9 ore de traseu.